deci în jurul orilor 12:30 la secția 89 la Casa de Cultură a orașului Panciu s-a primit o sesizare penală, a venit poliția orașului Panciu, reprezentant al poliției orașului Panciu cu șeful parchetului din orașul Panciu. Au intrat în secție, au oprit procedura de vot la în urma sesizării făcută de către reprezentantul PDL-ului din Panciu, președintele PDL-ului din Panciu. După părerea mea, a fost o diversiune pentru că a vrut să blocheze procedeul de vot. Au sistat procedura de vot timp de 15 minute, s-au numărat înscrisurile din liste și buletinele de vot de pe mese. Bineînțeles că nu s-a găsit absolut nimic și din punctul meu de vedere ar trebui urgent să facem plângere penală reprezentantului PDL, care n-a făcut altceva, bineînțeles, cu siguranță vom face plângere penală, pentru că n-a făcut altceva decât să facă diversiune și să blocheze, de fapt, să blocheze oamenii și procesul de vot. Cine este acel reprezentant care a sesizat la 112? Reprezentantul PDL-ului care a sesizat la 112 a fost Lică Panciu, președintele organizației locale Panciu, Partidul Democrat Liberal. Deci face o plângere penală reprezentantului PDL pentru că n-a făcut. Deci bănuiesc că au fost o chestiune trasată de la partid, de la ei, de o diversiune ca să blocheze procedura de vot a cetățenilor orașului Panciu. Vreau să le spun ce s-a întâmplat astăzi la secția noastră de votare. Cu începutul? Corect. Ok. Am constituit, adică am venit la ora 6 aici în secție, am desigilat urna cum era cazul, am verificat buletinele și în momentul când se împart listele electorale pentru membri, așa, reprezentantul PDL, cine? Se numește Roșcan Bogdan, da? Este pe ce cred că e la baie, nu știu, așa, în momentul acela dumnealui a refuzat să stea la masă. Pe motiv că nu mi-a dat un motiv concret. Deci, cum ni s-a comunicat la instruire, președintele este suveran în secție. Dar să nu depășească legea. Ce s-a întâmplat concret? Ei, în momentul în care mi-am spus dumnealui să stea la masă, să-i dau anumite număr de trei străzi, că am înțeles că n-am mai fost în secție, ok, mă gândeam să-i dau foarte multe. Nu a dorit, l-am și nominalizat să plece cu urna mobilă tot la fel, l-a luat pe nu-mi brațe, că el are și așa are directivă de la partid, pe mine nu mă interesează chestia asta. Și în momentul acela am supus la vot cu ceilalți membri să-l excludem. Da. Să-l excludem. Ceilalți au fost de acord și l-am exclus. Da. Între ora 7 și 10 și 8 fără sfert. Am comunicat la Bej. Mi-a spus că nu este ok, că ar trebui să-l reprimesc. Așa, în fine, l-am reprimit într-un final ca să nu mai existe. Dumnealui mi-a făcut întâmpinare. Așa, și după aia, imediat după întâmpinare, contestație. Cum că în momentul respectiv, cât a lipsit el din secție, ar fi în urne mai multe buletine de vot decât alegători au fost la vot. Ceea ce eu am considerat contestația ca nefondată, pentru că nu au avut ce dovezi, cum să-mi demonstreze mie chestia asta. În fine, și pe la 1 fără un sfert, a venit domnul prim-procuror Pârcălăbescu în urma unei sesizări telefonice la Apelul Național de Urgență 112 din partea unor membri PDL, care nu mi-au spus numele, pentru că a zis că nu știe. Așa, și mi-a solicitat să suspend procedura de votare pentru a număra buletinele de vot aflate în urnă, să confrunt cu listele electorale. Ați oprit am comunicat la Bej, a luat și doamna judecător Badiu legătura cu domnul Pârcălăbescu.
Mi s-a comunicat și mie să suspend procedura, am închis secția de votare pentru un sfert de oră. Cât a durat să număr, în momentul respectiv erau 395 de voturi în urmă, regăsindu-se același număr și pe listele de vot. Deci totul era super în regulă. V-ați spus cine a făcut așa sesizare la numărul unic de urgență 112? Membrii, am și procesul verbal aici. Membrii, nu scrie numele persoanei? Nu scrie, nu. Membrii PDL Vrancea. Mă rog, ați refuzat să faceți parte din acest electorat? Cum? Noi suntem de la presă, nu suntem de la... Da, vreau să întrebăm ce s-a întâmplat, exact. Nu mă mai filmăm.